Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Carina Miller și bun găsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Un cetățean al Republicii Moldova a murit, iar altul a fost grav rănit în urma unei explozii la un punct de trecere a frontierei dintre Federația Rusă și Ucraina. Eliberarea pașapoartelor s-ar putea ieftini în Republica Moldova. La fel vor fi reduse și tarifele pentru actele de identitate eliberate refugiaților, apatrizilor și celor care beneficiază de protecție umanitară. Temperaturile neobișnuit de mari și seceta prelungită provoacă noi incendii de vegetație în orașe din Grecia, Germania și Portugalia. Un cetățean al Republicii Moldova a murit, iar altul a fost grav rănit în urma unei explozii care a avut loc ieri la punctul de trecere a frontierei Troie-Bortnoie din regiunea Bransk, de la granița ruso-ucrainană. Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe de la Chișinău. Potrivit autorităților ruse, în atac ar fi fost folosită o dronă kamikaze lansată de forțele armate ale Ucrainei, lucru care nu a fost confirmat oficial de ucraineni. Ieri dimineață pe internet a apărut o înregistrare cu momentul exploziei. Avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din imaginile care au apărut pe mai multe canale de Telegram ucrainene, se vede cum o dronă explodează la o distanță mică de patru bărbați care stau lângă o mașină. Doi dintre ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. În urma atacului, unul dintre compatrioți a decedat, iar al doilea în vârstă de 22 de ani, originar din satul Congaz din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, a fost grav rănit. El a fost internat la Spitalul Regional din orașul rus Bransk, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Пациент реанимации, состояние тяжелое, но он лучше. Шанс есть, конечно, и он, в общем, достаточно хороший. Viceprimarul a mai spus că tânărul are o soră, iar mama acestuia locuiește la Tiraspol. Femeia vine des la Congaz, la rude. Întreaga comunitate este acum șocată de cele întâmplate. Парень молодой, учился в России, именно где, в какой точке, в каком городе. У меня лично нет такой информации. Но учился он на стоматолога. Я слышал, какие-то документы надо ему доработать. Primarul din Congaz ne-a mai spus că tânărul are o soră, iar mama acestuia locuiește la Tiraspol. Femeia vine des la Congaz, la rude. Întreaga comunitate este acum șocată de cele întâmplate. Дрожь бросала, потому что наш житель и так вот ни сбоку, ни с припеку пострадать от... Даже никогда. Другое дело, если на каких-то действиях он участвовал бы, если бы. А так без никаких там... Ministerul de Externe de la Chișinău a refuzat să ne ofere mai multe informații despre cele două victime, dar precizează că rudele vor beneficia de sprijinul autorităților. Identitatea ambelor persoane a fost stabilită, iar ambasada noastră în Federația Rusă este în contact cu autoritățile competente, dar și cu rudele victimelor pentru a oferi asistența consulară necesară. Punctul de trecere din regiunea Bransk se află la frontiera ruso-ucraineană, iar locul unde s-a produs explozia e la doar 2 km distanță de Ucraina. Rusia a redus livrările de gaz către Germania în această dimineață la jumătate față de fluxul de marți. Oficialii Gazprom a spus că măsura a fost luată din cauza lucrărilor de întreținere la o altă turbină a conductei. Berlinul este de părere că o criză a gazului mai poate fi evitată. Din punct de vedere militar, Rusia își intensifică acțiunile în Donbass, în timp ce forțele ucrainene au bombardat un pod strategic de lângă Kherson, în teritoriul ocupat de ruși. Fluxul de gaz prin conducta Nord Stream 1 a scăzut de la ora 8 în această dimineață la jumătate față de nivelul de marți, iar Gazprom intenționează să reducă livrările până la 20% din volumul normal, pe motiv că a doua turbină a conductei are nevoie de lucrări de întreținere. Președintele Ucrainei a spus că șantajul Rusiei la adresa Europei, prin intermediul Gazprom, este un motiv solid pentru a extinde sancțiunile economice la adresa Moscovei. Використовуючи Газпром, Москва робить все, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати санкціями. Pe plan militar, analiștii afirmă că Rusia se pregătește să ocupe alte două orașe din regiunea Donbass. De asemenea, serviciile de informații britanice susțin că firma militară rusească Wagner a realizat progrese tactice în Donbass în apropierea unei centrale electrice.
Rușii au lansat 10 rachete asupra unei localități de lângă Harkov. Cel puțin o persoană a murit, iar echipele de salvare au încercat să scoată alți oameni dintre dărâmături. Voluntarii au săpat ore întregi pentru a salva victimele. Извините, что я не удерживаю, хотя до последнего держался. Все будет хорошо. Мы все равно отомстим за это. Rachetele rusești ar fi lovit o școală și mai multe case, potrivit oficialilor ucrainieni. De astăzi și până în 10 august, candidații la Premiul Național pot depune dosarele pentru a intra în concursul pentru una dintre cele mai prestigioase, dar și valoroase distincții de stat. Ce calități trebuie să întrunească doritorii de a ridica o medalie de merit și suma de 100.000 de lei, aflați în telejurnal. Ion Druță, fostul șef al Curții Supreme de Justiție, a fost trimis în judecată, fiind învinuit de îmbogățire ilicită. Potrivit procurorilor, în perioada 2014-2019, fostul magistrat ar fi cumpărat prin intermediul unor rude bunuri în valoare totală de 4,5 milioane de lei. Ar fi vorba despre mai multe spații, atât comerciale cât și de locuit, și un autoturism. Valoarea acestora bunuri este însă mai mare, de 12,7 milioane de lei, sumă pe care fostul magistrat nu o poate justifica și care depășește substanțial mijloacele financiare dobândite de el și membrii familiei. Urmărirea penală în acest caz a fost pornită încă din anul 2019. Fostul președinte al CSJ riscă până la 15 ani de închisoare. Autoritățile sanitare sunt în alertă din cauza creșterii alarmante a cazurilor de COVID-19. În municipiul Chișinău este cod roșu de alertă epidemiologică, după ce s-au înregistrat cu 73% mai multe îmbolnăviri față de săptămâna precedentă. Și numărul deceselor s-a dublat în ultimele zile. Mihaela Ursu vine cu detalii. Bun găsit, raportul publicat astăzi de Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată că în ultimele 7 zile a crescut semnificativ numărul cazurilor noi de COVID-19. În Republica Moldova au fost confirmate alte 5.793 de îmbolnăviri, cu 2.433 mai multe în comparație cu săptămâna precedentă. Și numărul deceselor s-a dublat în ultimele 7 zile. 16 persoane au pierdut lupta cu această boală din cauza complicațiilor. În municipiul Chișinău este cod roșu de alertă epidemiologică. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată o incidență de 350 de cazuri la 100.000 de oameni, în timp ce săptămâna precedentă era 90 de cazuri la 100.000 de locuitori. În 20 de raioane din Republica Moldova este cod portocaliu. Vorbim de Anenii Noi, Bălți, Taraclia, Dondușeni. E cod galben de COVID-19 în Comrat, Căușeni, Nisporeni și în alte 8 raioane. Telenești, Florești, Șoldenești, Drochia și Ocnița sunt sub cod verde. A crescut îngrijorător și numărul cazurilor de COVID-19 la copii. Practic s-a dublat în ultima săptămână. Datele arată că rata de contagiozitate este mai mare la micuții cu vârsta între 1 și 5 ani. Din totalul cazurilor de import, 121 la număr, cele mai multe sunt din Turcia, România, Italia, Ucraina, Germania și Bulgaria. Comparativ cu alte state, incidența COVID-19 în Republica Moldova nu este atât de mare, dacă ne raportăm la țări precum Muntenegru, Italia, Austria, unde sunt peste 800 de cazuri la 100.000 de locuitori. Cât privește progresul vaccinării, în perioada 18-24 iulie, s-a înregistrat o creștere a numărului celor care vor să se imunizeze. Acoperirea cu schema completă de vaccinare este de puțin peste 31% din populația țării. Codurile de alertă sunt valabile în starea de urgență în sănătate publică, iar codul roșu ar presupune reinstituirea restricțiilor, inclusiv purtarea măștilor în toate spațiile închise și deschise. Autoritățile de la Chișinău nu au venit deocamdată cu asemenea propunere, astfel că acum codurile de alertă arată doar incidența cazurilor pe raioane. Am putea avea însă o decizie mai clară săptămâna aceasta, după întrunirea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică. Și România înregistrează cele mai multe cazuri de COVID-19 din ultimele 5 luni. Doar ieri au fost înregistrate peste 12.000. Partea bună este că, spre deosebire de valul precedent, la terapie intensivă sunt doar 215 pacienți, de aproape 4 ori mai puțin decât în luna februarie. Mergem!
S-au adunat peste 44.000 de noi cazuri COVID în ultima săptămână, iar în prima săptămână din august s-ar putea atinge o medie de 10.000 de infectări pe zi, un prag care a fost depășit deja în ultimele 24 de ore, 12.353 de noi bolnavi de COVID. Este o creștere semnificativă față de acum o săptămână. Sunt și mai mulți pacienți internați, aproape 3.500, dintre care 215 primesc îngrijiri în secțiile de terapie intensivă. Cele mai multe infectări sunt în capitală, unde rata de incidență a depășit 7 la 1000. Trebuie să asigurăm condițiile de spitalizare și mai ales ceea ce ne interesează și menționăm puțin mai devreme, centrele ambulatorii de evaluare ca număr și de asemenea interesează durata programului de funcționare inclusiv în weekend, să vedem când găsim o soluție încât să ușurăm accesul oamenilor la aceste centre de evaluare. Probabil că săptămâna viitoare ne vom afla în jurul cifrei de, e doar o estimare, de 70.000 de cazuri. Acum, unul din patru teste este pozitiv, dar spre deosebire de valul anterior, presiunea pe spitale este semnificativ mai mică. Formele vaccinate fac fenomene ușoare sau maxim moderate de boală. În schimb, pacienții nevaccinați, mulți dintre ei cu comorbidități, fac forme moderate și severe. Tocmai de asta îndemnăm la prudență și, bineînțeles, la reintroducerea purtatului măștii în spațiile aglomerate. Noi de 2-3 săptămâni recomandăm purtatul măștii în spațiile aglomerate. Din 285 de secvențieri făcute săptămâna trecută, 251 au fost cu subvarianta BA5, considerată cea mai contagioasă de până acum. Specialiștii recomandă ca în interior, dar și afară, în zone aglomerate, să purtăm din nou mască de protecție. Ministrul Sănătății susține că nu are pârghiile legale pentru a reintroduce obligativitatea purtării măștii. Introducerea obligativității s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu. Masca, chiar dacă este purtată, incorrect, este inutilă. Important nu este doar să porți masca, ci să o porți și corect. Și e greu să stabilești puncte de control în 5 în 5 metri ca să verifice cineva chestiunea asta. Ministrul Sănătății a reamintit că toți cei care au ieșit pozitiv în urma testării trebuie să stea în izolare. Continuăm cu alte știri. Guvernul de la Chișinău este gata să aprobe reducerea taxelor pentru perfectarea pașapoartelor. Acest lucru este posibil după ce Agenția Servicii Publice a semnat un nou contract de achiziționare a blanchetelor și a softului utilizat la confecționarea actelor de călătorie. Astfel, cel mai mult se vor ieftini pașapoartele perfectate în 20 de zile, de la 850 până la 650 de lei. În cazul celorlalte termene de perfectare, actul se va ieftini cu 60 sau 50 de lei. De asemenea, vor fi reduse tarifele pentru actele de identitate eliberate refugiaților, apatrizilor și celor care beneficiază de protecție umanitară. În același timp, tariful pentru actele comandate prin intermediul aplicațiilor web ale Agenției Servicii Publice s-ar putea reduce cu 20%. Guvernul de la Chișinău va acorda până la 10 premii naționale, care vor fi decernate în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Câștigătorii vor primi câte 100.000 de lei, o diplomă și o medalie. Premiul național se acordă persoanelor care au contribuit substanțial și au avut un impact considerabil la dezvoltarea societății, științei, tehnologiilor, culturii, artei și sportului, precum și la promovarea valorilor, patrimoniului și imaginii Republicii Moldova. Dosarele pot fi depuse începând de astăzi și până în 10 august. Seceta severă lovește în cele mai diverse domenii de activitate și producătorii de mături tradiționale își văd afacerile amenințate din cauza materiei prime puține și de proastă calitate. Le ascultăm Păsul mai târziu în telejurnal. Politica agresivă a Federației Ruse este o amenințare la adresa securității și independenței Republicii Moldova. Este una dintre concluziile unui studiu realizat de Platforma Societății Civile și prezentat ieri la Chișinău. Experții cred că autoritățile trebuie să sporească reziliența în fața amenințărilor, inclusiv prin parteneriat cu Ucraina. Potrivit studiului, amenințările la adresa securității Republicii Moldova pe termen scurt și mediu, războiul ruso-ucrainean și pandemia sunt principalii factori de impact. Politica agresivă a Federației Ruse reprezintă o amenințare directă la adresa securității Republicii Moldova, amenințând direct
suveranitatea și independența țării noastre. Mai simplu vorbind, existența Republicii Moldova ca un stat independent, securitatea cetățenilor ei din perspectiva respectării drepturilor fundamentale, a libertăților, a integrității, sănătății, vieții. Experții au identificat 16 vulnerabilități care trebuie redresate pentru a diminua riscurile unor potențiale scenarii negative. Printre acestea, criza energetică, economică sau forțe politice și civice finanțate și susținute de Federația Rusă în Republica Moldova. Nu lipsesc nici forțele locale oligarhice care au ca interes schimbarea regimului, corupția, slăbiciunea în domeniul securității și apărării. Nu este omis nici regimul separatist din regiunea transnistreană. Aceste două crize combinate, economică și energetică, produc un efect cumulativ asupra societății noastre, creând mai multe tensiuni, creând și mai multe vulnerabilități și amenințări noi în contextul războiului, că nu tot ceea ce face Tiraspol este dictat de Moscova. Decidenții de la Tiraspol au și agenda proprie. Noi vedem foarte clar o atitudine cel puțin sfioasă a conducerii politice a Republicii Moldova când vorbesc despre parteneriatele în domeniul securității și apărării. Asta se întâmplă din cauza acestei presiuni propagandistice, populiste, că uite, asta ar fi ceva rău. Să pregătim țara pentru apărare și descurajare în fața posibilor acțiuni militare, fie ele interne sau externe, și în acest sens să transmitem un mesaj foarte clar populației că dezvoltarea armatei naționale și asigurarea capacităților noastre de apărare și de descurajare nu este pentru pregătirea unui război de apărare. Iarăși, cum vă ziceam, este necesar pentru dezvoltarea normală a unui stat democratic. Studiul a fost elaborat de un grup de autori în cadrul platformei societății civile în domeniul apărării și securității. Anatolie Nosatei, ministrul apărării, s-a întâlnit ieri cu Adrian Sârbu, ministru plenipotențiar în cadrul ambasadei României, Republica Moldova. Oficialul român a fost însoțit de noul atașat al apărării, militar și aeroacreditat la Chișinău, locotenent colonelul Ciprian Afanasie Efimov și de colonelul Chris Dimitic Landaniuc, care își încheie mandatul în Republica Moldova. Cele două părți au trecut în revistă stadiul actual al colaborării dintre Republica Moldova și România, cu accent pe domeniul apărării, reforma militară, precum și perspectivele de intensificare a dialogului strategic. Anatolie Nosatei l-a felicitat pe locotenent colonelul Efimov cu ocazia numirii în funcție. La Tiraspol a fost lansat primul business hub cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Centrul de sprijin și de dezvoltare a antreprenoriatului va oferi tinerilor acces la informații, consultanță și instruire. Pentru deschiderea business hub-ului din Tiraspol, Uniunea Europeană a acordat 200.000 de euro prin intermediul programului Măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD Moldova. Din cele 16 locuri destinate rezidenților, 12 deja sunt ocupate de tineri antreprenori care lucrează la punerea în practică a propriilor idei de afaceri. Hub-ul va fi conectat și la rețeaua europeană de laboratoare de inovare, tehnologie și creativitate. Programul UE Măsuri de promovare a încrederii contribuie la sporirea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin implicarea acestora în proiecte comune. Seceta severă și lipsa piețelor de desfacere a afectat și producătorii de mături tradiționale din raionul Briceni, pentru că pe unele terenuri sorgul nu a crescut aproape deloc, se va pierde mult din calitate și preț. Unii producători vor fi nevoiți chiar să renunțe la afacere. Greul, porumbul, floarea soarelui, dar și sorgul zis în Basarabia și Mălai, planta din care se fac măturile, a fost compromisă de secetă. În cambarul raisei moldovană din satul Cărăcușenei Vechi, raionul Briceni, sunt depozitate aproape 700 de mături. Cui ți-l dam? Cui trebuie dânsă? Mălai ăsta? Nu strângi nimeni, Ucraina, nu, Rusia, nu?
lucrăm, dar cui să-l dăm, ca așa tot grămadă. Gospodarii nu și-au estimat pierderile, însă spun că măturile s-au ieftinit la jumătate și se vând cu doar 15 lei bucata. Eu singur cam un hectar. Dacă nu plouă, eu sunt suc tot pe deal. N-ai și strângi. De lucrat nu lucrez, nu avem un lucrat, tot e scump, malaie pe deal sunt suc și nu numai malaie, dar și popșoie și răsărită. Recolta de surg va fi ceva mai generoasă doar în gospodăriile unde oamenii și-au udat culturile. Chiar și așa, producătorii riscă să nu aibă cumpărători, pentru că nu se mai exportă mături în Ucraina sau Rusia. La mine s-au prinit genii, că văzut singur că e frumos malaie, dar ies la lume când nu a ieșit din pământ. Pe dealul scrie prăpădenii mari jăli, muinică. Nu a plouat. Ia ca în fântân, scotem caldare 10 kg, dar nu scoate două ori. Nu e apă. Scăzut apă. Care ai pus de vreme, la tăți ieșe, dar care au pus și uite mai târziu, crește până dă brunil și nu se poate usca. Mușidzești, n-ai să-l usuși cu câteori, bățul nu se usuc. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis în unele regiuni cod roșu și portocaliu de secetă, astfel că 14 râuri mici din Republica Moldova au secat parțial. Apa mărilor se încălzește neobișnuit de mult, iar în largul coastelor de sud ale Franței a ajuns să depășească 27 de grade Celsius. Care sunt efectele neobișnuite ale acestui fenomen, vă spunem în câteva momente la știri. Un seism cu magnitudinea de 7,1 a lovit în această dimineață nordul arhipelagului Filipine. Potrivit informațiilor oficiale, nu s-au înregistrat victime. Cutremurul s-a resimțit și în capitala țării, Manila. Circulația metroului din metropole, cu aproape 2 milioane de locuitori, a fost oprită aproape o oră. Mai multe clădiri din insula Luzon, între care și un spital care s-a prăbușit parțial, au fost afectate de unda seismică. Oamenii au ieșit panicați pe străzile orașelor după ce au resimțit primele mișcări tectonice. Martorii spun că acest cutremur a durat aproximativ 30 de secunde. Compania germană Lufthansa a decis să anuleze aproape toate zborurile pe care le avea programate astăzi în Germania. Personalul de la SOL a intrat în grevă. Peste 130.000 de pasageri vor fi afectați în urma anulării a peste 1.000 de curse aeriene spre și dinspre aeroporturile Frankfurt și München. Compania a avertizat că problemele s-ar putea prelungi până la sfârșitul săptămânii. Reprezentanți ai sindicatului Verdi vor, în acest mod, să pună presiune asupra echipei manageriale și să obțină o majorare salarială de 9,5%. Noi incendii au cuprins orașe din Grecia, Germania și Portugalia, iar în Spania se fac anchete după arestarea unui bărbat care a dat foc vegetației. Anul acesta a fost stabilit deja un record trist. Sunt de două ori mai multe incendii de vegetație decât în 2017, considerat cel mai rău an de până acum. De 5 zile, pompierii greci se luptă cu un incendiu violent în nord-estul țării. Flăcările au ajuns în unul dintre cele mai importante parcuri naționale, Dadia. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι έχει πληγεί η πανίδα. Σκεφτείτε ότι στην περιοχή που κάηκε υπήρχαν ενεργές φωλιές αρπακτικών, μαυροπελαργού, οι οποίες φωλιές προφανώς κάηκαν. Άρτε και un parc național din Cehia. Incendiul acoperă o suprafață de 30 de hectare în apropierea unei populare zone turistice de la granița cu Germania. Fumul degajat a ajuns să acopere întreaga țară. Autoritățile bănuiesc că un vizitator al parcului a declanșat incendiul după ce a lăsat nesupravegheat un foc pe care l-a aprins. În Spania, cu certitudine, cel puțin unul dintre cele mai mari incendii a fost declanșat intenționat. Un bărbat din provincia Burgos, acum după gratii, acuzat că a dat foc la 3.000 de hectare de vegetație. Flăcările au aprins și câteva case, iar din regiune au fost evacuați 900 de oameni. Dar în Portugalia vecină, mulți localnici refuză să-și părăsească locuințele, chiar dacă sunt amenințate. Sim, então queríamos que fosse embora, então vou para onde? Ah, para longe daqui? Não, homem, não vou para longe daqui, não. Patru incendii majore sunt active în Portugalia în acest moment și sunt mobilizați toți pompierii din țară.
Se încălzește neobișnuit de mult apa mărilor. În largul coastelor de sud ale Franței a ajuns să depășească 27 de grade Celsius, iar efectele sunt din cele mai neașteptate. În Mediterană au apărut specii de pești neobișnuite pentru acest tip de ecosistem. Temperatura apei este mai mare cu aproximativ 5 grade Celsius față de verile anterioare. Turiștii care sunt în vacanță în sudul Franței pot observa specii de pești care au migrat în Mediterana din alte mări. Barracuda, de exemplu, este un pește care înoată în apele Mării Roșii. Vous avez la chance aujourd'hui que l'eau soit à 27 degrés. Donc vous allez avoir une quantité de poissons bien supérieure à ce que vous avez l'habitude de voir. Elle est super bonne. Elle est super bonne. Elle est très chaude. Ouais. C'est vraiment agréable. For children is better. Elle rafraîchit même pas. Oamenii de știință pun pe seama încălzirii globale acest fenomen care va influența biodiversitatea marină. Alors ce que l'on craint, c'est l'arrivée d'espèces exotiques qui deviennent envahissantes. Alors ces espèces, ça peut être des herbivores voraces, ça peut être des carnivores aussi qui vont remplacer et dévorer plein de poissons, et ça peut être aussi des algues envahissantes qui vont complètement modifier nos écosystèmes. Acest fenomen nu se va opri. Valurile de caniculă care vor urma vor antrena frecvent migrația anumitor specii de pești în Marea Mediterană. Pentru Televiziunea Română, Mihaela Antoche. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Mai multe informații urmăriți în telejurnal ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O zi productivă vă doresc. La revedere!